Aș vrea, fratele Mihai, să-mi spună la purtare cât au elevii ăștia. La îmbrăcăminte, la ținută vestimentară, ce notă să vă dau? La ascultarea de cuvânt, ce notă meritați? Și deile Domnul să avem 10 pe toate linile, amin? V-ați propus o seară de veche și bine, e așa un obicei bun. Cu mulți ani înainte am un prieten foarte bun, unul din cei mai buni recitatori folosiți de Dumnezeu, Mitică Fedor, care știe, un om al lui Dumnezeu și pocăit. A făcut el un grup de tineri în vremea aceea, cu 20 de ani înainte, cu sora Doina Cătană de la Timișoara, cu fratele Alăzăroai, Aurel, cu Teofil Băbuț și cu alții. Avea un grup și au mers din adunare în adunare cu nopți de veche și era o bucurie extraordinară. Și la un moment dat, fratele Mitică se duce în adunarea lui, la Ițican, la fratele Bulubenge, la un om bătrân, trăiește conducător și acum 85 de ani are. Și îi spune, frate Mihai, știți ce m-am gândit, aș vrea să facem și aici noi o noapte de veche, să fie așa bucurie, să fie har, să se bucuri frate. Ce spui, frate Mihai, facem o noapte de veche? La care bătrânul dă de mână, spune, de-ați veghea voi ziua. Fraților, suntem la o noapte de veche. Eu stau și mă gândesc, azi ați vegheat? Azi ați vegheat? Că pentru mine asta, replica asta mi-a rămas în minte. Și de multe ori când merg la nopți de veghe, văd grupuri de cântăreți, formați, predicatori, recitatori. Dar în urma lor mă întreb, este veghere? Azi am trăit cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne cere Dumnezeu? Doamne ajută-ne la aceasta, amin? Mi-aduc aminte de o noapte de veghe. Când tot așa, după ce s-au cântat cântările de laudă, învățătorul spunea ucenicilor, haide să mergem. Și i-a dus pe muntele măslinilor, în grădina numită Ghețășman. Și acolo îl văd pe Domnul trântit cu fața la pământ, în agonia aceea, în rugăciunea aceea extraordinară. Se doare, îi se face ca niște picături de sânge, cad la pământ. Se roagă o oră. Cât v-ați rugat în seara asta la o noapte de veche? Să vă spun câte minute? Se roagă Hristos o oră și vine înapoi și îl vede Petru, Iacob și Ioan dormeau. Și le spune, ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Matei 26, versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În adevăr, Duhul e plin de râmnă, dar trupul e neputincios. Am dorit ca să ne rugăm în seara asta și să veghem și să stăm atenți și la cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Haideți dar să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc câteva versete din cartea Galateni, din capitolul 5, începând cu versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșie, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. M-am bucurat nu mult, foarte mult, în două seri, când am auzit acela cor. Nu te aud așa. Mi-aduc aminte, asta iarna a fost la Vicovul de Sus, la o stăruință după Duhul Sfânt, și acolo am văzut 30-40 de surori tinere, care au început o cântare în altă limbă, și așa de frumos cântau, am tăcut, le-am ascultat, o cântare foarte grea. Dar așa pornea odată, așa se oprea odată, așa avea o armonie și-o cântat mult, mult, poate o oră o cântat, că la unul fratele Viorel Birău îmi spunea, le oprim, mie îmi părea rău, a spus oprește-le, o încerca să le oprească și nu a reușit, a spus lasă-le să cânte. M-am bucurat ca seara, la altă seară, Domnul vă botezați cu Duhul Sfânt pe unii din voi și pentru asta noi spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Dar aș vrea ca să vorbim ceva despre Duhul Sfânt. Totuși, aș vrea să mă fac auzit, să mă ascultați, să vă rog ceva. Atunci când predic pentru prima dată, acum, în seara asta, în mod oficial, în mijlocul vostru, eu am un obicei. Și nu că e obicei, e obiceiul format pe baza unei experiențe. Eu vreau să fac o înțelegere cu cei care mă ascultă. Și vreau ca cei care mă ascultă să se roage pentru mine, amin? Promiteți? L-am luat, de exemplu, pe Apostolul Pavel.
Pavel, despre care Dumnezeu spunea în Fapte 9 cu 15, că este un vas pe care l-am ales din sfântecele mamei, care vă duce numele meu, îi spunea lui Anania. Și Pavel acesta care, în Fapte 23 cu 1, spunea: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 11 cu 1 spunea: călcați pe urmele mele, că eu calc pe lui Hristos. În Roman 2 cu 16, Pavel spunea: după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Pavel spunea în Filipeni 4 cu 13, eu pot tot un Hristos care mă întărește. Cine se poate asemăna cu Pavel? Și Pavel acesta ajunge la un moment dat în temniță și scrie bisericii din Efes, capitolul 6, versetul 18 și 19. Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheața aceasta cu toată stăruința și pentru mine, spunea Pavel, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei, a căroi sol în lanțuri sunt. De aceea, dragii mei, ascultați-mă bine, ori de câte ori un om vine aici, un frate, o soră, slujește înaintea Domnului, are nevoie de rugăciunea voastră. Amin? Amin. Promiteți că vă rugați? Amin. Până și aminul ăsta. Oamenii fac făgăduințe și nu le pot împlini. Campanii electorale după care vin cu capul în jos, am promis, dar nu pot. Dar Isaia 63 spunea: cine e acela care vine din Bosra, din Teman, cu hainele mânjite de sânge și calcă mândru în plinătatea lui? Și vine răspunsul: eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. În 2 Corinteni 1 cu 20 spunea: în adevăr, în el toate făgăduințele lui sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Aș vedea de acolo, din flancul ăla, e adunare tare mare. Și până dincolo, când se rostește o binecuvântare la adresa lui Dumnezeu, tot poporul să spună amin. Amin. Doamne ajută de la aceasta. Aminul ăsta nu e spre slava mea. Cu toată smerenia vă spun, pot predica și fără el. Dar aminul pe care eu tu îl spui, îi spre slava și gloria lui Dumnezeu. A lui nume să fie lăudat. Din experiența pe care o am în slujire, am constatat un lucru. Vă spun dumneavoastră, am mai spus-o și altora. Contează tare mult atitudinea pe care o aveți voi. Voi ajutați predicatorul sau îl încurcați. Contează mult atitudinea. Știți, era odată o noapte de veghe în biserica din Troia. Nu știu, mai mare ca asta, biserica mai mică, dar predica un evanghelist cum nu a fost la Castelion niciodată. Predica unul care a fost răpit în cer și spunea: cunosc un om care acum 14 ani a fost răpit la cer, dacă a fost în duc sau fără cu trup, nu știu, dar lucrurile care le-au văzut și explica, așa un om predica la ambon. Eu, câteodată mi se întâmplă să plictisesc adunarea, așa necaz, doar eu văd. Văd că mă plichisesc și nu-mi pare bine. Când m-am așezat acolo, m-am tot răsucit pe scaun, curios. Și n-am mai putut, l-am dat frate Mihai: dar un ceas n-aveți aici? Ce răspuns mi-a dat el? Că frate, am făcut o mare investiție și când să cumpărăm și ceas, am văzut că nu mai avem fonduri. Eu mă înțeles că aici nu-i cu ora, aici e cu harul. Dar nu mă păcăliți, eu am în fața mea nu un ceas, eu am zeci de ceasuri. Eu mă uit așa și câte un văd, câte un ceas de aceea la care eu stat acele și capul în jos, atunci știu că eu trebuie să închei predica. Și mă necaz așa că nu mă pot face ascultat. Dar voi mă puteți ajuta? Contează atitudinea ascultătorilor. Și revin la gândul care spunea, predica apostolul Pavel. Cine are curajul să îi impute marelui apostol că el plictisea adunarea? Aveți curajul careva? Că el, de fapt, nu era un bun evanghelist sau învățător. Nimeni. Avem un respect deosebit. Dar spune Fapte, capitolul 20 cu versetul 9, că un băiat tânăr, cu numele Eutich, la predica lui Pavel, o căzut jos și a murit. Asta îmi spune mie că reprezintă o categorie de oameni nepăsători. Ei azi au fost la lucru, au muncit până seara, au venit acum la noapte de veche, îți cântări, îți poezii, îți predici și el aproape că se duce jos. Doamne, păzește-ne de oamenii ăștia în adunare. De aceea nepăsători. Poți să coboare unul foc din cer, sunt adunări în care am văzut frați, surori care dor.
Dar dorm așa, cum era o poezie, dorm ca vermi de mătase. Orice ai face, de-ar coborâ foc din cer, s-ar uita un pic și s-ar vedea liniștit din somn. Aș dori în seara asta să un noroș ăia, nepăsători, să nu fie aici. Amin? Apoi sunt unii, nu-i biblic, dar cum să le spun? Am vrut să le spun cărcotași, din ăștia împotrivitori. Când vine un frate să prânge, când vine cineva să cânte, el tot găsește motiv. Corul cântă, parcă primul a luat-o prea sus, nu-i armonie. Dacă cântă fanfară, ne bubui în ureche, eu nu s-o obișnui cu fanfară. Dacă vine un predicator, cine l-o chemat? Mereu găsește ceva de făcut mofturi. Oare sunt din ăștia aici? Nu uitați, în Fapte, capitolul 6, versetul 15, predica un om și când s-a uitat cei din sinagoga izbăviților, spune că el avea o față ca de înger. Dar ce contează asta? Când în Fapte 7, versetul 54, 7 cu 57, când predica mai departe Ștefan, ei tăia la inimă, scrâșneau din dinți. La un moment dat și-au astupat urechile și l-au scos afară pe acest diacon și l-a omorât. Ăștia sunt potrivitori. Aș dori aici la Castelion, în adunare, să nu fie din ăștia. Amin? Amin. Acum mai sunt de cei care ascultă. Sunt politicoși, dar nu prea cred. Ei se uită, vorbește de lucrările Domnului, de minunile Domnului, cu toată smerenia vă spun, dar aș putea să vă povestesc până dimineață vindecările și eliberările care le-am văzut, la care eram de față acolo. Și ne povestește, vrei să înflăcărezi adunarea și el stă așa de nepăsător, de necredincios. Spune în Evrei capitolul 4, versetul 2, că și nouă ni s-au adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a folosit la nimic, pentru că nu au găsit credință. Eu aș vrea să le dea Domnul credință. Amin? În Fapte 14, cu versetul 9, în Listra era un om în loc. Și pe când Pavel predica, spune că în versetul 9 a văzut că are credință să fie vindecat. Domnul să ne dea credința asta. Credința spune Romani capitolul 10, versetul 17, că vine urma auzirii. Iar 1 Corinteni 12, cu 8 și 9 spune, de pildă fraților, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință și versetul 9, altuia credința prin același Duh. Credința este un dar al Duhului Sfânt. Să-L toarne Domnul în adunare. Amin? Amin. Și dacă n-aveți nici credință, Marcu, spune cuvântul Domnului acolo că 12, 3, 7, că Domnul propovăduia și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Să ne dea Domnul plăcere. V-am spus astea ca să vă fac un pic atent. V-am spus astea ca să vă arăt că am nevoie de rugăciunea voastră. Și nu numai eu, toți care slujesc au nevoie de rugăciunea voastră. Obișnuiți-vă să aveți o atitudine corectă și să stați într-o atitudine de rugăciune și Domnul să toarne harul Său. Amin? Revin la gândul care l-am avut, stăruință după Duhul Sfânt. Botez cu Duhul Sfânt. Domnul botezat aici cu Duhul Sfânt. Și noi obișnuim mult și în biserica noastră am avut stăruință. Avem foarte mulți botezați cu Duhul Sfânt. La ultima stăruință, Domnul m-a botezat din adunarea noastră peste 50 de tineri. O lăsat darul de vedere, o lăsat darul de prorocie și toată biserica s-a înviorat. Și acum dacă ne-a dat Domnul Duhul Sfânt, cum se manifestă acest Duh Sfânt? Odată, prin darurile Duhului Sfânt, a doua oară, prin roada Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt necesare în adunare. Spune în Evrei capitolul 2, versetul 4, că în timp ce El însoțea propăduirea lor prin semne minuni și tămăduie și prin darurile Duhului Sfânt împărățite după voia Sa. Eu aș vrea ca Dumnezeu prin voia Sa să lasă și darurile Duhului Sfânt. Amin. Există o învățătură păguboasă pentru noi. Unii spun despre darurile Duhului Sfânt că sunt ca niște accesorii din astea cromate la o mașină de lux. Îmbunătățiri dacă vreți. Și dacă vrei să le ai, plătești mai mult și le ai. Dar mașina ar merge la fel de bine și fără ele. Nu așa e cu darurile Duhului Sfânt. Cineva spunea, o biserică care plătește prețul, postește, se roagă, stăruiește, Domnul îi dă darurile Duhului Sfânt. Dar că și fără ea. Nu este adevărat, frate. Darurile Duhului Sfânt s-au manifestat din prima
biserică din fapte și continuă ca darurile Duhului Sfânt să fie și între noi și noi ne rugăm, stăruim și ne bucurăm de ele. Slavă Domnului Iisus! Îi drept că în Corint, unde era manifestarea tuturor darurilor, Pavel găsește o mare neorânduială. Dar rețineți, Pavel nu oprește exercitarea darurilor. Pavel vine și pune rânduială și după rânduială, darurile Duhului Sfânt continuă să fie folosite. Nu vorbesc despre darurile Duhului Sfânt. Mi-am propus, eu mai pățit toată cu fratele Octav, când am fost la Valența, el a predicat și după ce a predicat, a spus să mai cânte o cântare și fratele Drago să predice despre pierderea bucuriei. Și noroc că aveam o predică de bucurie și am răspuns repede de Biblia și am predicat. Acum el iar mi-a dat sugestia asta să vorbesc despre roadele Duhului. El a vorbit de bucurie, eu am ales o altă roadă a Duhului de care să predică mai puțin. Am mai predicat de aici cu ani în urmă și mi-am propus să vorbesc în seara asta despre credincioșie. Dacă avem timp, tot am intenția să mă uit la un ceas. Dacă avem timp, abordăm și ultima roadă care se numește înfrânarea poftelor, pentru că mie mi se pare în contextul care trăiți voi, după vârsta pe care o aveți și în condițiile astea, aveți nevoie de o predică despre înfrânarea poftelor. Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, amin? Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Ce vreau să vă spun despre credincioșie? Ca să fim oameni credincioși, noi trebuie să avem două lucruri. Credință și credincioșie. Credința, spuneam, este un dar. Credincioșia este o roadă. E diferență. Credința lucrează instantaneu. E un dar de când Domnul îți dă manifestarea pentru un dar de credință. Credincioșia lucrează în timp, e un rezultat al trăirii pocăinței tale de fiecare zi. Credința, până la urmă, darurile nu sunt răsplătite. Nu ne mântuiesc darurile, dar credincioșia este răsplătită de Dumnezeu. Credincioșia a fost și în Vechiul Testament. Și când s-a întâlnit credincioșia cu Harul, cu Hristos, ea a continuat și în Noul Testament. Scrie Matei, parcă 23 cu 23. Voi dați vechiară din izmă, timir și mărar, dar lăsați neîmplinite cele mai importante lucruri din lege. Și acolo amintește. Dreptatea, credincioșia. Credincioșia era prinsă și în lege, dar credincioșia în Noul Testament face parte din roada Duhului. Ce-i credincioșia? Cum putem vorbi de credincioșie? Credincioșia vorbim prezentându-o ca ținerea unui legământ. Ca să putem vorbi de credincioșie, vorbim de două părți implicate, două părți care fac un legământ, un contract. Și ținerea acestui legământ se numește credincioșie. Am ales câteva relații de credincioșie în seara aceasta. Prima relație am numit-o eu în relația de prietenie. Trebuie să avem credincioșie. A doua, în relația de angajator sau stăpân și rob. Trebuie să vorbim de credincioșie. A treia, în relația de familie, logodnic, logodnică, soț, soție. Și a patra, relația de credincioșie între biserică și Hristos. Și le-am începe pe rând, în scurt, ca să înțelegem ceva. Prima relație. Există prietenii între doi băieți, între două fete, între doi frați, între două surori, între un băiat și o fată, ca relația aceasta să dureze, ca relația aceasta să fie binecuvântată, trebuie în ea să existe roada aceasta numită credincioșie. Cum funcționează relația aceasta? Citim în 1 Samuel, capitolul 18, de o prietenie între David și Ionatan. Băieții ăștia doi s-au întâlnit și
sau au avut o relație de iubire reciprocă, că în momentul când Ionatan a murit, David a strigat tare: mă doare pentru tine, Ionatane. Și face cântecul de jale: munți din Gilgoasă, nu cadă rouă pe voi. Acolo au fost aruncate scuturile săgeților, arcurile, vitejul de parcă n-au fost unse cu un de lemn. Nu dați bestia aceasta în Ascalon, să n-au unde fetele din Asdod. Mă doare pentru tine, Ionatane. Ionatane, sulița ta niciodată nu se învârtea în gol. Oamenii ăștia s-au iubit cu o iubire frățească. Dar în relația aceasta, uitați dumneavoastră, ei au făcut legământ. Și Ionatan, prințul moștenitor, fiul lui Saul, își dezbracă mantaua și o schimbă cu mantaua de păstor al lui David. Își dezbracă, îi dă arcul, îi dă cingătoarea, fac un schimb, așa era obiceiul atunci. Dar Ionatan e cel care oferă. Într-o relație de prietenie trebuie să dai, nu să aștepți să primești. O relație de prietenie care, în care unul încearcă să profite și profite de generozitatea sau naivitatea celuilalt, relația asta nu durează. Credincioșie este când fiecare intră în legământ și dăruiește celuilalt. Putem extinde area aceasta credincioșie, deși nu ne-am propus, între un băiat și o fată care discută și care nu sunt credincioși unii altuia, un băiat care cochetează cu mai multe fete, un profesionist care frânge inimi, care batjocorește și râde, și astea poate trebuie să le spun foarte apăsat că se întâmplă și la ceea care se numește adunarea Domnului. Și nu este bun lucrul ăsta. În relația de prietenie, rețineți, trebuie să avem o credincioșie desăvârșită. Doamne ajută-ne, amin? Trecem la a doua relație. Și cuvântul Domnului spunea așa, în Tit, hai să citim, capitolul 2, versetul 9, sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile. Noi suntem angajați, cei mai mulți, dar și eu sunt angajat la stat. Să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. La noi, în Ipsican, erau frați menoniți, și acum sunt. O deschis niște ateliere de croitorii pentru fetele pocăite, să le învețe o meserie. Și de la noi pleca din adunare. Am mai spus eu lucrul ăsta. Și odată au venit menoniții cu copiii lor de la orfelinarea noi și au cântat, ne-am bucurat, dar noi am slujit și noi Domnul. Eu sunt păstor, stau după amvon și am vorbit cu dirijorul. Cântă și tu două cântări. Noi avem cântări foarte grele, cor, destul de bun, mare, am fost mai mulți. Poate va trebui să vă povestesc ceva de cor și dumneavoastră. Noi ne-am confruntat cu mai probleme la cor. Când eram 150, odată am dat afară vreo 50. Dar nu știu dacă e seara asta, vă spun. Dar eu știu ce se întâmplă la cor. Cu probleme, cine cântă solo, cine stă aici, cine stă în spate. Oh, dar nu asta vorbesc. Vreau să spun că avem cor bun. Și am cântat niște cântări frumoase și eu m-am bucurat. Ca și păstor, i-am spus la dirijor, cântă aceea, partituri grele care... Și am cântat și m-am bucurat. Și la urmă, o ieșit un frate american și o predicat și mi-a spus, văd că există preocupare aici pentru tineri, pentru copii, m-ați impresionat. Mai învățați-i un lucru. Mai învățați-i să nu fure. Pentru că noi am deschis un atelier de croitorie și ne-au furat și ața și acul și foarfe cu tot. Și erau numai fete pocăite. Măi, așa mi-a fost de rușine. Când am ieșit afară, au venit trei surori la mine care făceau acolo școală. Mi-au făcut frate Dragoș, dar plângând. Dar nu ne-am furat nimic, măi, eu vă cred, erau fete pocăite. Dar uite că suferiți pentru altele. Și toată acea pregătire a noastră, corul ăla grozav, deodată la nota 4, că au fost învinuiți cu fură. Acum, dumneavoastră, cântați foarte frumos, repet, eu din clasa 8 am cântat în cor. Dar Biblia spune că celui fără prihan își are bine cântare de laudă. Dacă tu la locul de muncă, acolo unde lucrezi, la șeful tău, furi și vii seara să cânți, că e noapte de veche și umplem noaptea, nu încă să nu adormim, care-i folosul cântării tale? Dacă eu vin și predic, dar eu fur, eu sunt mecanic locomotivă. Și vă spun, în 32 de ani de servici, n-am vândut motorină de un leu.
Am fost făcut fanatic, fraier, până când toți șefii și directorul spunea: ăsta e omul care nu fură. Încercat în toate felurile și după ce colegii mei luau motorină multă, eu mă ducem la Pecu și cumpăram motorina. Pentru că am spus, eu ies și predic și trebuie să mă păstrez curat. Dar tu dacă furi și îl furi pe șeful tău, îl furi pe patronul tău, apoi venim în adunare și slujim, eu vă întreb, roada Duhului care se cheamă credincioșia, unde? Te lasă Duhul Sfânt să furi? Eram cu locomotiva în Gălănești, mai la deal de Rădăuță. Eram pe o linie moartă, așteptam să vină un tren de marfă. Și o ieșit acolo la Gălănești, era în vremea lui Ceaușescu. O ieșit de la gospodăria de partid mulți tineri, oameni, așa, la navetă, s-a umplut peronul. De la peronul, de la linia 1, s-a desprins o fată îmbrăcată frumos, cuvincioasă. Avea așa un aer de fată pocăită, pocăitele se cunosc. O trecut peste linie până la linia 5, exact în dreptul locomotiva mea, s-a uitat într-o parte și în alta, au ridicat un plover sus și de la brâu o scos de la mijlocul un brâu așa de pânză brodată, s-a uitat la el, l-a strâns și l-a pus în poșetă. Când se plece înapoi, eu mă uitam de locomotivă, de plaia în jos. Când se plece, zic, auzi, nu te supăra. Și atunci am ridicat capul în somn. Măi, de unde vine lumea asta toată? Zic, domnule, aici e gospodăria de partid. Și ce secții sunt aici? Măi, templării, sunt plătituri. Eu zic, broderie este? Zic, este. Și zic, pânza aia furată e de la broderie luată? Zic, te-ai uitat în stânga, te-ai uitat în dreapta, în sus, de ce nu te-ai uitat? N-ai văzut că eu te văd? O pus capul în jos și chiar părea o fată pocăită. Și cu pânza aceea furată în poșetă, o trecut pe strin. N-am văzut-o de atunci în viața mea, nici nu mai cunosc. Dar eu mă întreb, oare fata aceea cântă în cor? Oare fata aceea cântă un solo la adunare? Înainte de Revoluție. Dar voi care lucrați, vă permite să furați ceva? Și apoi să venim să slujim în adunare, dar Duhul Sfânt care te-a botezat într-o seară și pe tine, te lasă să faci asta? Să nu ne întoarcă vorba înapoi. Știi, câte un salahor mai cuminte decât patronul. El îi spune, măi, fă aia, el are trei idei. Și la un moment dat eu m-am întâlnit patron pocăit care a spus, măi, îi năcăjit, dar îl dau afară. Eu trebuie să mă cer cu el, el profită de faptul că suntem pocăiți și mai e așa, eu îi spun una, el face alta. Nu îi întoarce vorba înapoi. În Efeseni 6 spune să lucrezi ca și cum ar fi stăpânul de față. Când lucrezi tu acolo pe șantier și fratele care te-au angajat sau nipocăitul, îi duci, tu lucrezi ca și cum ar fi el de față. La noi în sat este un Pecu, în Pecu este un magazin, la magazinul e a unui pocăit și vinde o fată pocăită. Duminica dimineața e închis cu să merge la adunare, dar duminica după amiază e cald și deschide să vândă înghețată. Și acolo vin fetele, fac repetiții, de acolo se pleacă în misiune care mare. Și eu mă duc să iau și eu niște înghețată. Și o fată cu alte fete repetă niște cântări. Dar vine patronul, un băiat pocăit, o veni și el să iei niște înghețată, cântă la tenor, are o voce grozavă, ca și fratele meu, așa. Și o veni să iei. Fata aceea, când o văzut că vine patronul, o luat o cârbă și a început să șteargă tejdierile. Așa. Eu m-am stat și m-am uitat. Ăla m-a spus, băi, dă-mi două cutii cu înghețată. O luat o înghețată, am ajuns și o plecat, era înșelat, după care eu o pândit, o aruncat cârpa și o stat mai departe. Voi chiar credeți că fratele chiar o punea să șteargă duminica tejdiaua? Dar instinctul nostru de a fi fățarniți, când e șeful muncim, ne transpirăm și când pleacă șeful, batem din palme, dar asta nu-i credincioșie, fraților. Eu nu vin cu mari taine la voi, că am putea să vorbesc de atributele lui Dumnezeu, omniștient, omniprezent. Eu am venit să vă spun, fiți credincioși în lucrurile astea în care v-a așezat Dumnezeu. Un om botezat cu Duhul Sfânt nu fură nimica la lucru, nu întoarce vorba și lucrează conștiincios. Doamne ajută-ne, amin? Hai să intrăm în a treia relație de credincioșie. Osea 2 cu 19, acolo. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin îndurare, judecată, mare bunătate și următorul verset. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște. Deci în relația aceasta rețineți.
Trebuie o viață curată până în ziua căsătoriei să o ai, dar trebuie credincioșie. De ce vă predic? Vă spun de ce vă predic. Eu merg în sat la o lobodnă. Predicăm, din dragoste, stăm la masă și plecăm. La câteva zile, la o săptămână, două, îmi spune cineva, frate Dragoș, ai fost la lobodnă la... Zic, da. Știi că era la cetate, în parc, se plimba cu unul din mână, dar nu cu lobodnă cu ei, cu alta, zic, nu se poate. Băi, frate Dragoș, da, bine, nu m-am dus la ea, dar întâmplarea face că mă întâlnesc cu ea. Mă, ia din la mine, măi, e drept că tu ai fost duminică după amiază cu un alt băiet prin parc, te-ai plimbat? Da! Dar ce-ai fost, măi? Păi, prietenul meu e în Italia, îmi spune el, dar el nu-i gelos ca tine. Zic, stai liniștit, Prietenul meu este în Italia și la sora mea au venit trei băieți. Și au mers sora mea la plimbare cu o verișoară și mai trebuie una. Și au spus, nu mers tu și m-am dus. Dar ție nu-ți rușine. Dar ce, frate, dragul, tu n-am făcut nimica? Măi, dar băietul ăla din Italia, când aude că tu te plimbi din mână cu altul, că vă plimbați ca niște pocăiți, ce gândește? Și atunci el mi-a spus că el nu-i gelos. Fraților, în relația asta de logonă, ne trebuie o mare credincioșie, rețineți. Eu am fost logonni care am fost și logonni care s-au stricat. De la logonnă până la nuntă, nu s-a mai făcut nunta. Eu am avut pus în agenda în data de la căsătorie, la familia cutare. Și când am întrebat cu trei zile, măi, ce faceți? N-ați mai dat niciun telefon. Frate Dragoș, ne pare rău, nu mai avem nunta. De ce? Au apărut probleme. Pentru că nu-i seriozitate. Pentru că nu este credincioșie. Și hai să intrăm un pic în relația de credincioșie dintre bărbați și nevastă. Trebuie, asta e o roadă a Duhului, fraților. Și dacă o soră botezată cu Duhul Sfânt și un frate botezat cu Duhul Sfânt care ascultă predica mea, nu trăiește roada asta în familie, e o mare problemă, să știți. Ceea ce se cere unui soț și a unei soții să fie fidel, să fie credincioși. Doamne ajută-ne la asta, amin? Amin. Pentru că am auzit prea multe. Eu în viața mea am primit nu sute, mii de mărturisiri. Și dacă unele au fost nevinovate, un băiat nu putea primi Duhul Sfânt cu o pus degetul într-un borcan cu nuga din asta. Și o spun la mamă sa că nu o pus el. Și o spun, nu, și mă ține și o intra în rugăciune și o primit. Alte mărturisiri pentru mine au fost o groază. Și se întâmplă că bărbatul nu-i credincios nevestei. Și se întâmplă că nevasta nu-i credincioasă bărbatul. Și eu mă întreb, cum se poate asta? Oameni pocăiți, crescuți în casă de oameni pocăiți, venim la adunare, ne mai ridicăm și slujim în casa Domnului și noi nu suntem credincioși partenerului de viață? Dar cine face pe noi să nu fim credincioși? Credincioșia în familie are doi vrăjmași mari, rețineți, maniache, iată ce mai faceți, acoperiți altarul cu lacrimi, cu plânsă, cu cereri, astfel că eu nu mai pot căta la darurile voastre. Evreii aveau jertfe, aveau lacrimi, dar Dumnezeu nu privea la jertfa lor. Știți de ce? Pentru că nu ești credincios neveste din tinerețea ta, că Domnul a fost martor între tine și nevasta ta, cărei acum nu ești credincios. Despărțirea pe termen lung în căsătorie este un mare pericol. La rugăciunea comun fiecare se roagă, nu? Și eu n-a atrag cu urechea la altul. Dar îmi spune odată nevasta acasă, măi, a stat lângă sora și n-are vreo să-i spun numele, zică, măi, așa plângea și spunea, Doamne, spune odată bărbatului meu destul și adă la casă. Omul a plecat în străinătate după Revoluție și a făcut casă și a făcut șurul, a cumpărat mașină și a pavat curtea și-a făcut garaj și când nevasta îi spunea, măi omule, ne ajunge cât avem, ne mai trebuie aceea, ne mai trebuie aceea, ne mai trebuie aceea. Și femeia asta se ruga de el și omul nu vrea să vie acasă. Și femeia asta uda banca cu lacrimi și spunea, Doamne, adă-l pe bărbatul meu acasă. Știi câte nenorociri se întâmplă de la despărțirea asta? Am întâlnit frați buni care și-au ratat familia. Am întâlnit oameni care și-au pierdut familia pentru un leu câștigat în plus. Nu știu câți familiști sunt aici,
nu știu cât aveți familia în țară, este un mare pericol și o capcană întinsă de diavolul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, fraților. Predica odată în America fratele Savu Iacoban și spunea printre altele așa: cum poți să slujești în fața poporului când ai 7 ani și 2 luni și nu ți-ai văzut nevasta? Și pe când predica, păstorul a întins un bilet mare pe care scrie amin. Și fratele om cu minte, s-a uitat la bilet, a mai spus câteva vorbe și a plecat în bancă. Dar aceia care l-a invitat: băi frate Sabu, ce cu predica asta? La care el descoate biletul. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Conducătorul de adunare, care prezida adunarea, avea exact 7 ani și 2 luni de când era despărțit de nevastă. Și el a crezut că fratele a fost informat, dar fratele nu știa. Fratele era un proroc. Știți ce tragedii se întâmplă, dragii mei? Și nu mi-a dat mie să vi le spun vouă de la amvon. Câte păcate, câte ispite, câte lupte, câte biruință are diavolul că nevasta e în țară și tu ești aici. Eu vă spun, ori aduți familia aici, ori tu te în țară ca să-ți mântuiești sufletul tău și a familiei tale. Doamne ajută-ne la asta. Dragii mei, odată noi am făcut un sfat și am vorbit despre ținuta vestimentară, hainele credincioșilor în adunare și am spus fiecare are drept să pui întrebări la urmă. Și am primit mai multe bilete, unele impertinente, dar unul m-a pus pe gânduri, spunea: frate Dragoș, cum vă explicați dumneavoastră că femeile căsătorite se îmbracă mai provocator decât fetele? În paranteză pus, mai ales acelea care au bărbați în străinătate. Ce spuneți? Eu am luat biletul și am spus, o soră care are bărbat în străinătate și se îmbracă așa, să ne dea răspunsul. De ce? Nu s-o ridica niciuna. Dar era o realitate. Cochete, aranjate, îmbrăcate ca Neckerman, toată ziua în oraș, toată ziua înapoi. Și eu mă întreb, de ce? Suntem la o noapte de veche, fraților. Dar prea multe tragedii se întâmplă în adunările noastre. Voi botezați cu Duhul Sfânt. Să nu credeți că Duhul Sfânt e o menghină care vă ține și nu vă lasă spăcătuiți. Am văzut păstori căzuți, am văzut proroci căzuți la noi, primul proroc din Bosanci, reține, când era un grup de frați și s-a ridicat unul și a spus, așa vorbește Duhul Sfânt, adunarea s-a cutremurat, tata are 84 de ani, îi pocăit, îi botezat de prin 40 ceva. Pentru când omul ăsta, când nevasta lui vorbea în alte limbi și el o tâlmăcit limbile, frate a spus, oprește-te, frate, Sergiu, oprește-te. Mergem până la pătrăuța la fratele Răscol, îl chemăm să verificăm lucrarea. Așa era. Fratele Răscol era un om al Dumnezeu, un proroc. A venit fratele Vasile Răscol și a spus, ne rugăm. Și dacă ai o lucrare, dai drum. Și fratele s-a înflăcărat, dar un el a început să prorocească și a spus, ascultă bărbatul care a venit să verifici lucrarea mea. Când te vei duce acasă, în grajdul tău vei avea o pagubă. Și fratele a spus, acum l-am prins. O pus carul la căruță la fratele Vasile Axântie, erau la ei în casă, s-au dus până în pătrăuț. Când au ajuns în pătrăuț, carul la fratele Răscol era mort în braș. O vin apoi, l-au spus, noi fratele s-au prins lucrarea, am trebuit să-i facă strângere, să-i cumpere și cal. Dar s-au bucurat că a fost un dar al lui Dumnezeu. Omul ăsta, care a prorocit o viață, poate nu trebuia să vă spun, când avea 74 de ani, a fost exclus din adunare, a căzut în păcat de curvie. M-a auzit bine? 74 de ani. Că diavolul nu iartă pe nimeni, nu cruță pe nimeni, nu tolerează pe nimeni. De aceea vă spun încă o dată, în căsnicie, credincioșia are un mare vrăjmaș, se cheamă despărțirea. Căci eu urez despărțirea în căsătorie, zice Domnul. Și dacă Domnul urește, eu trebuie să o urăsc și eu. La cei care pleacă să facă bani, un vecin de-al meu spune, frate Dragoș, am câțiva, am plecat de acasă, dar nu mai duc. Dar de ce? Băiatul cel de clasa 8-a mi-a spus, tata, eu nu mai tem în vești de tine. Și îmi pierd familia, sunt niște obrăznicături, stau lângă dușă, vreau să-i duc în cer. Al doilea vrășmaș al credincioșiei, vai de mine, spune acolo încât, în Osea, vreau să și citim cuvântul acesta, că eu n-am găsit că este un vrășmaș al credincioșiei. Vai de mine pentru că sunt necredincioși, 7:13, fug de mine, pieirea vine peste ei pentru că nu sunt credincioși. Am vrea să-i scăp, dar ei spun minciuni.
Al doilea vrăjmaș al credincioșiei în familie este minciuna. Măi fraților, măi surorilor, voi sunteți tineri, puțin să mai bătrân ca mine, eu am îndată 52 de ani. Orice ai face în familie, spune la bărbatul tău adevărat. Spune. Eu când m-am căsătorit, am făcut casa cu palme, este două, eu cu nevasta. Eu am zidit, eu am... Mare bătălie se da la ziduri de apărare. Să arunca un meterie, să scări, să urce. Aceia aruncau înapoi cu arme, cu apă, am învățat la școală. În momentul când a căzut zidul, cetatea era cucerită. Înfrânarea poftelor, în Proverbii 25 cu 28, spune așa. Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată cu zidurile dărâmate. Stăpânirea de sine îi zidul nostru de apărare, înfrânarea poftelor. Dragii mei, rețineți un lucru. Măsura pocăinței noastre nu este măsura slujirii. Eu nu sunt pocăit după cum predic. Asta vă spun clar. Tu nu ești pocăit după cum cânți, nici tu după cum te rogi. Noi, măsura pocăinței e măsura înfrânării noastre. Când a căzut înfrânarea poștilor, celelalte scuțerite ușor. Mai poți vorbi de credincioșie când o căzând zidul de apărare? Și în Eclesiastul 10 cu 8 spune, cine sapă groapa altuia cade în el și cine dărâmă un zid va fi mușcat de un șarpe. Eu am o predică numai despre șerpi. Șerpi din noapte, șerpi zburători, șerpi nelați, tot felul de șerpi, tot felul de duhuri necurate. Când ai trecut dincolo de înfrânarea poftelor, când ai dărâmat zidul ăsta, te pândește un șarpe și te mușcă și te otrăvește. Doamne, fă să avem înfrânarea poftelor, amin? Este ca și cum ai arunca în apă o piatră și face cercuri concentrice, de la mic la mare. Ultimul cerc e înfrânarea poftelor. Rețineți, dacă cineva are găuri în zidul ăsta, să le zidească repede. O venit din robia împreună cu Neemia, oamenii, și când au văzut că zidul de rămas, au spus așa, fiecare să zidească în dreptul lui. Eu stat și stau la țară, acum mi-am făcut gard bun. Eram năcăjit, n-am avut gard. Eu vă spun că toți câinii din sat știau găurile de la mine din gard și gâștii vecinilor aveau potecă. Tot punem două bieți acolo, dimineața le găsem noapte, că avem gardul spart. Și mi-am făcut un gard bun când nu mai putem dormi noaptea. Ei, așa e și cu pocăința. Când nu ai înfrânarea poftelor, tăti duhurile îți fac cărare și îți intru la tine în casă și la tine în adunare și la tine în inimă, că El știe unde sunt fisurile. De aceea în seara asta știți ce-mi doresc eu? Să ne luptăm să construim înapoi zidul. Și în ce privește roada Duhului care se cheamă înfrânarea poftelor, să o avem. Doamne ajută de la asta. Eu nu vreau să vă acuz. Nimeni nu e așa de rău din voi să aibă toate poftele. Dar fiecare dintre noi rețineți de la mine și până la cei care mă ascultă, toți avem câte o slăbiciune. Și dacă știi că ai o slăbiciune în familie, cu bărbatul, cu nevasta, în adunare, în cugetul tău, acolo fii mai atent. Acolo zidește, acolo drege zidul, că acolo vine diavolul. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, amin? Vorbim de înfrânarea poftelor, cum vine pofta? Am explicat eu. 2 Timotei 3 cu 6, pofta frământată de tot felul de pofte, scrie acolo. Pentru că pofta îl frământă pe om și azi, și mâine, și poi mâine, dacă n-ai puterea să scapi de ea, ești un om nenorocit. Că vine Tit capitolul 3 cu versetul 3 și spune, robiți de tot felul de pofte. Pofta te ia prizonier. 1 Petru 1 cu 14 spune ca niște copii ascultători, nu vă lăsați de târât în poftele care trăiați altădată. Pofta te face rob. Robul nu doarme când vrea, robul nu se îmbracă cum vrea. La noi era o soră care mi-a îmbrăcat așa tare indecent, provocator. Dar eu sunt păstor cu minte, sunt înțelept și n-am spus în adunare. La urmă am oprit-o frumos și am spus, băi soră, uite la toate fetișoarele astea cum sunt îmbrăcate de frumos, ca niște pocăite. Și tu vii, ba decoltată, ba cu șliț, ba cambrată. Pentru cine te îmbrăci tu așa de fapt? Hai te rog frumos, vin îmbrăcată mai frumos, când suntem în adunarea Domnului și trebuie să existe o rânduială.
E pune capul în joc și spune mulțumesc și pleacă. Și m-am felicitat, zic, păstorul, înțeleg, n-am băjocorii de la învăr. Și când vine a doua duminică, vine mai urât îmbrăcat. Îmbrăcat, parcă în bădeocul a venit. Și eu m-am uitat și am spus, stai așa, ea este roabă. Și robul nu se îmbracă cum vrea. Că dacă un duc de cărvie pune stăpânire pe cineva, apoi așa o îmbracă Duhul Ocean. Că robul nu se doarme cât vrea și nu se îmbracă. Și am spus, cu tine o problemă, tu ești stăpânită de un duh. Eu am predicat la anunț de intimitatea aceea, am un coleg nipocăit, am avut, acum a murit. Rău, bătăuș! Intra în crâșmă, scotea crâșmă afară și eu trebuie să lucrez cu el. Și odată când se mâncăm amândoi, el era bun așa la suflet. Spune, măi, Leonte, ce ți-a pus nevastă mâncare? El spune, nu mi-a pus nimic, la sali, a intrat o bataie. Dar de ce, cum, băi, de ce mă tu nevastă? Băi, Dragoș, tu ești un cumin, deci nu ești băut ca mine. Uite la mine, eu să-ți spun și tu să-mi povestești. Băi, nevastă mea umblă cu buzunarul rupt la capot prin casă de o săptămână. I s-a spinticat buzunarul, are o săptămână de când umblă așa. Și el a spus, tu, hai să mergem la film. Și când s-a îmbrăcat, a venit cu mine în jupul meu, că avem câteva pahare, a spus, dar tu pentru ce te îmbrăci așa, tu, la mine umbli ruptul prin casă. Și a tras vă două capașe, nu ne-a mai pus mâncare. Acum noi zâmbim, dar întrebarea este asta, de ce intimitatea familiei s-o scoatem pe uliță? Pentru ce să ne se verse în piețele de uliță, spunem proverbe, da, în capitolul 5 acolo, de ce frumusețea noastră să nu fie în casă pentru partenerul nostru, numai când e un duh, când e robie, acolo nu putem să ne îmbrăcăm cum vrem. Domnul să ne elibereze de orice duh din ăsta, amin? Și apoi duhul, după ce pune stăpânire, te târăște. Măi, nu vă lăsați târâți, spunea Petru în versetul amintit, că eu mi-am pus problema, am primit multe mărturisări. Am spus, băi băieții, cum ai pus țigara în gură, măi? Am întâlnit mărturisiri care au fumat, care s-au drogat și alte multe păcate. Și spune, câte un pic, câte un pic, frate, n-am vrut, dar nu mai pot, că pofta te târăște. Doamne, eliberează-ne de orice poftă, amin? Și totuși, dragii mei, abia să vă spun de pofta aceea din Psalmul cât 7, versetul 18. Unii au ispitit pe Dumnezeu și au cerut mâncare după pofta lor. Și eu spun, dar ce-i păcat ca să îți placă o mâncare? Și eu am mâncări care îmi plac. Nu-i păcat. Dar dacă de la o mâncare nu poți fi cumpătat și nu te poți opri și nu poți mânca ca și un om pocăit, deja e un păcat. Cafeluța aceea care nu poți să spui dimineața Tatăl nostru până nu bei. Și dacă nu bei, ești mânios și îți lipsește ceva, aia e un păcat. Că o pus stăpânire pe tine. Au cerut mâncare după pofta lor. Eu am mai spus la niște frați, eu în 26 de ani n-am băut niciodată cafea cu nevastă-mea în casă. Dacă vine cineva la mine și vrea o cafea, i-am dat. Și avem acolo pe cineva care a venit, o soră care bea cafea. Și nevastă-mi spune, bea o cafea. Și dă o cafeluță așa mică, ea o bea și spune, mai dă-mi una că nu a ajuns unde trebuie. Și eu spun, dar unde trebuie să ajungă cafeaua asta? Știi explicația mea care este? Ea are o poftă mare și o cafea mică nu e o stăpânită. Fraților, n-am venit să predic împotriva cafeei, eu predic împotriva poftei. Dacă pune ceva stăpânire pe tine, n-ai înfrânarea Duhului care se cheamă înfrânarea poftei. Nu ai. Când cafeaua, când o mâncare, când un grătar te lipsește de adunare, de părtășie cu frați, de rugăciune, când provoacă scandal în casă, n-ai roada Duhului care îți cheamă înfrânarea poftului. Doamne, dă-ne înfrânarea poftului, amin? Dar păi spune Petru acolo 2 cu 10 că Dumnezeu va pedepsi mai ales pe acela care poftește împotriva, care poftește după trupul altuia. Rețineți, îi versez scris, când treci tu bărbat însurat și te uiți după alta și o poftești, poate nu trebuia să vă spun, dar vi le spun că vouă vă trebuie, fraților, vi le spun că vouă vă trebuie, dragi tineri, când te poftești trupa altuia, e un păcat pe care Dumnezeu îl pedepsește. Doamne, scapă-ne și din pofta asta, amin? Iacob 1 cu 13. Cum stați cu ceasurile? Bine. Iacob 1 cu 13. Nimeni să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, nici El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însăși în momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Cum e cu asta, fraților? Știți cum e?
Te uiți la un film murdar. Citești o literatură murdară. Te uiți într-o revistă. Eu vorbesc tare românește cu voi. Și voi știți ce vorbesc eu, da? Îl primesc tot felul de avansuri, de propuneri indecente. Și astea vin aici la minte. Pofta zămislește păcatul, dar tu n-ai păcătuit, îți numai zămislite în tine. Suntem oameni mari. Copilul se zămislește în burta mamei și mai stă 9 luni acolo. După 9 luni are loc nașterea. Așa e și cu păcatul. La tine o zămislit pofta. O zămislit păcatul și tu te sculci cu păcatul, te culci cu păcatul în gândul tău. Iuda spune, târâți în visările lor. Când lenevești dimineața prea mult, atunci vin poftele peste tine. Când stai acasă fără lucru, atunci vin poftele peste tine. Când nu citești Scriptura și stai și te gândești, meditezi la alte lucruri, atunci vin poftele și te lași ftârât în visările tale murdare. Ei, pofta zămislește păcatul, dar tu n-ai păcătuit. Dar la nivel de cuget, la nivel de gând, tu deja ai păcătuit. Și în momentul când ți se oferă posibilitatea, tu păcătuiești, că nu te mai temi. Iosif îi spunea nevestului lui Potifar, cum să săvârșesc un păcat așa de mare? Dar tu nu mai vezi păcatul mare, că ești învățat cu el. Dă-ne Domnul putere să ne curățăm cugetele noastre, amin? Și întrebarea mea este totuși, dacă cineva are cugetul murdar, un cuget întinat, că diavolul asta vine, zilnic ne întinează cugetul nostru. Dar noi suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Noi vorbim de credincioșie, noi vorbim de înfrânarea poftelor. Cum ne facem rost de un cuget curat? Cum se curățește cugetul ăsta? Vă spun trei metode și spun amin. Și tare mi-aș dori ca cuvântul din seara aceasta să-l țineți minte. Repet ce vă spun, vă trebuie, de aceea bine am spus. Cum ne curățăm cugetul? Vine cuvântul Domnului și spune în Efeseni, capitolul 5, versetul de la 25-26, bărbați iubiți-mă neveste cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, în apă, prin cuvânt. Rețineți un lucru, cuvântul ăsta al Scripturii, eu am Evanghelia în față, cuvântul ăsta are putere să curățească cugetul tău. Luca 1:37. Niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Rețineți, simpla lecturare a Scripturii te curățește. Cât citești din Scriptură? Lucrați departe, așa? Îi aglomerat orașul, toate bineînțeleg. Dar înainte de a asculta ce a făcut Barcelona, știu ce vorbesc, da? Lasă ce-a făcut Barcelona și ce-a făcut Realul. E cuvântul Domnului și citește el. Ala te murdărește, ăsta te curățește. Doamne, dă-ne pricepere. Care e relația voastră cu Scriptura? Pe mine m-a smerit Dumnezeu, asta am spus-o în multe adunări. Mă duc în Știrbăț la o adunare și predic. Și vorbesc parcă din lumină și întuneric și dau zeci de citate, versete pe de rost, că Domnul mi-a pus în minte. E 12 fără 10. Radu Huțu, presbiterul, spune, mai avem 10 minute să ne vorbească și fratele Ștefan Socaluc. Să ridic un bărbat care avea atunci 84 de ani, anul trecut am fost la el la mormântare, avea trecut de 90. Asta a fost cu ani în urmă. Să ridică, să lipește de perete și începe să predice. Și spune cam așa, fratele Dragoș, da câteva versete de lumină și întuneric, dar rog să mai citească în Geneza, să mai citească în Țefania. Acum să citească în Apocalipsa și de încă 20-30 versete. Nu m-am mirat tare, eu am cunoscut oameni care cunosc Scriptura. Ce m-am mirat, mi-a spus așa, fraților, știți că am 84 de ani și am 44 de ani de când sunt orb și nu văd. M-a terminat. Când nu ești afară, soția bătrână încă trăiește, o ducea de mână, eu spun, pacea Domnului, frate Ștefan, pace, frate Dragoș, nu recunosc vocea. De cât timp nu vezi, mă tare? Am 40 ceva de ani. Frate, te rog frumos, spune-mi, de unde știi Biblia așa de bine? Și el îmi spune, frate Dragoș, în ziua în care a rămas orb, am făcut o înțelegere cu nevasta, eu sunt predicator, trebuie să cunosc Scriptura, în fiecare seară de atunci și până acum am citește o oră din Scriptură. Am pus capul în jos, eu am dicționar, am concordanță, am predică pe puncte. M-am dus în mașină cu capul în jos, mi-a fost tare rușine de omul ăsta.
Eu vin la Castelion și trebuie să predic. Și eu, Biblia, suntem orbi, ce să predic? Dar omul ăsta e orb. Și nevasta lui de 44 de ani citește orb. Suror, dragi, cât așteptați în Scriptură? Într-o zi vom vrea să stăm cu fratele cel alături. Frați predicatori, cât ați citit azi din Scriptură? Știți voi că această Evanghelie are putere să vă curățească? După ce a curățit-o prin cuvânt, să ne dea Domnul o sete după cuvânt, amin? Amin. Și mai am o istorioară frumoasă, frate Minoniț, mi-o spus. Că un nepot sta cu bunica lui și bunica bisericoasă, merge la adunare, se bucura și nepoțelul nu prea voia să meargă. Spunea, vină-mă la adunare așa de frumos și nu, mai mergea, mai nu mergea, dar într-o duminică nu merge. Și când vine la amiază acasă, îi spune bunica, n-ai fost la adunare așa de frumos a fost. Și băiatul, 16, 17 ani, spune bunica, ia spune de unde s-a citit. Măi, și bunica se gândește, spune, am uitat, nu mai știu cum s-a citit. A, bine, că a fost frumos, bine, că a fost frumos. Și, bunica, știi cum ești, mă tare? Și se duce, ia un coș de mâine și toarnă o găleată de apă în el, și îl ridic în sus. Uite, bunica, atât au rămas în matarea asta. Și râde, ca și voi, și pleacă. Dar bunica spune, vine pace, vine înapoi, vine înapoi. Ai văzut coșul ăsta din muiene? Ai văzut când ai turnat apă în el, era murdar, era prăfuit, dar a trecut apa și acum uite ce curate. Voi sunteți la o noapte de veche. N-am să țineți punctele mele în minte din predică. Dar trecând predica și Scriptura prin voi, veți pleca acasă mai curați. Doamne ajută-ne la asta! 1 Petru 1 cu 22, mai citim un verset, a doilea fel în care ni se face curățirea. Am spus 1 Petru 1 cu 22, Biblia spune așa. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul cu de mare, Duhul Sfânt pe care voi l-ați primit aseară, da, cu voi vorbesc, Duhul ăsta Sfânt vă curățește inimile. Vă curățește sufletul. Și vine Pavel în Efeseni și spune, fiți plini de Duh. Că ăla care e plin de Duh, ăla e curat. Că acolo unde e vasul plin, nu mai încape și poftă, nimic. Acolo nu mă Duh tot. Odată, eu întreba cu vis-a-vis acolo, spune, fiți, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, din potrivă fiți plin de Duh. Și spunea cineva, la un pahar care e plin, 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 cât mai poți să pui el? Nimic. Când tu ești plin de Duhul Sfânt, cât vin mai încape? Păi nu mai încape. Fiți plini de Duh. Doamne ajută-ne, amin? Sper că nu sunt de cei care consumă băuturi alcoolice pe Spania. Doamne păzește-ne și de păcatul ăsta. Deci Duhul Sfânt ne curățește sufletul. Și al treilea mod, cu asta închei, în Ioan, cuvântul Domnului spune așa. Dar dacă umblăm în lumină, 1 cu 7. După cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește. Umblarea în lumină, sângele Domnului ne curățește. Vă spun o întâmplare, o știu bine, în Italia, o fată de lângă mine, un vas de lucrare, căsătorită, dus în Italia. Prorociță, cu lucrări, cu da și amin, în Italia, viață din Italia. O lăsat mai moale cu pocăința. Și, într-o zi, vine diavolul la ea și îi spune așa, azi îl omor pe bărbatul tău. Bărbatul ei lucra la fațadă de la blocuri de astea, cu etaje multe pe schelă. Și când îi spune așa, ea, crescută în casă de oameni pocăiți, prorociță, o făcut ce am învățat noi să-i facă. Când diavolul îi spune așa, ei spune, sângele Domnului să te mustre. La care diavolul răspunde, care sânge, că tu ai 2 ani și 6 luni de când nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului? Nu știu dacă fratele Mihai știe când v-ați împărtășit. Comitetul de aici dacă știe când v-ați împărtășit. Eu am fost la Arad, la Betel și fratele Iosif mi-a arătat prezența la cina Domnului. Am spus, omule, am fost la cina acolo, 1000 de oameni pot eu cina, oricum câteva sute. De unde știi? Așa suntem organizați că noi facem prezența. Dacă cineva 2 luni la rând nu ia cina, a 3-a lună suntem de vorbă, omul ăla e bolnav. Și nu știu dacă ei, repet, știu când ați luat voi cina. Nici bărbat o casă nu știe, nici nevastă de multe ori dacă ai luat cina sau nu. Dar unul știe, diavolul știe. Și răspunde înapoi la sora noastră, care sânge?
că tu ai 2 ani și 6 luni de când ai luat cina. Eu nu știu, în seara asta a fost o vedenie cu unii răzleți, cu unii care nu vin la cina Domnului, cu unii care nu îi place rânduiala. Eu vreau să vă spun, dacă nu te împărtășești cu sângele Domnului, cine te curățește? Că și asta te curățește. Dar dacă umblăm în lumină, odată e sângele care s-a vărsat pe cruce ne curățește, dar noi mereu, mereu ne împărtășim cu sângele Domnului. Doamne, dă-ne și priceperea asta. Amin? Amin. Fraților, eu am încheiat predica seara aceasta. Mă bucur că Domnul v-a botezat cu Duhul Sfânt. Mă bucur că a stat totuși trej. Am vorbit de roada Duhului Sfânt, care se cheamă credincioșia. O țineți minte, da? În relații de prietenie, credincioșia la serviciu, la lucru, și patronul trebuie să fie credincios angajatului să-i dea bani, credincioșia în familie și credincioșia noastră cu Dumnezeu. Am vorbit ceva de înfrânarea poftelor și dacă totuși unul este aici și este, și mie mi s-a întâmplat, să vină diavolul să murdărească cugetul, nu suntem arhangeli, nu suntem coborâți din cer, suntem oameni de pe pământ. Dar de câte ori diavolul ne întinează cugetul, apelăm la Scriptură, la Duhul Sfânt și la sângele Domnului care ne curățește. Amin. Amin.